Salutare toată lumea, acesta este un prim videoclip al meu de pe acest canal și în acest videoclip o să vă arăt cum puteți scăpa de sunetul de pe fundal al microfonului. Dacă aveți un microfon puțin mai prost, înseamnă că aveți un mic sunet de fundal, un mic bâzăit atunci când noi înregistrați. Eu o să vă arăt cum să scăpați de acesta folosind Adobe Audition. Este un program foarte tare, acesta în mod normal costă o sumă destul de mare de bani, având în vedere că noi suntem în România, Pirate Bay o să fie tot timpul cu noi. Așa că o să vă arăt eu acum. Să zicem că înregistrăm aici ceva, puteți pune un fișier audio direct, gen să trageți de pe desktop, dacă aveți ceva pe desktop, îl trageți, îl puneți aici și puteți face exact același lucru. Eu nu am așa ceva, așa că o să apăs record și nu o să spun nimica pentru că o să vedeți chestiile astea aici. Vedeți că este un mic... Este un mic bâzâit, acesta este bâzâitul meu și folosesc programul acesta pentru a scăpa de el, pentru că pe YouTube lumii nu-i place bâzâitul acesta. Puteți auzi aici că bâzâitul este destul de enervant. Ce puteți să faceți este, selectați cu mouse-ul o parte, nu chiar toată, o mică parte din bâzâitul acela, duceți la Effects, Noise Reduction and Restoration, Capture Noise Print. Apăsați OK, so don't show this alert again, eu o să fac asta. Acum, selectați întregul audio clip, cred că se numește audio clip, effects, din nou Noise Reduction and Restoration și Noise Reduction Process. Aici copiați exact ce am eu aici, Noise Reduction 89%, Reduce by 11 decibeli, 65%, 713 decibeli, ar trebui să fie foarte ok, dați apply și veți vedea că acesta, bâzâitul, nu se mai aude. Dacă dăm aici play, vedeți că este un mic, da, nu se mai aude absolut nimic, este foarte, foarte ca lumea și puteți scăpa foarte ușor de bâzâitul de pe fundal dacă aveți un microfon mai prost și vreți totuși să înregistrați. Bun, cam atât cu acest tutorial, eu vă urez baftă și până pe data viitoare, pa, pa!